Yasmina Ali are 28 de ani și este probabil una dintre puținele femei din Afganistan care și-au descoperit sexualitatea. Tânăra este amenințată cu moartea chiar de către tatăl ei pentru că a pătat islamul. Conform Click pentru Femei, Yasmina Ali, de 28 de ani, susține că se simte puternică practicând o astfel de meserie, în ciuda faptului că familia ei s-a simțit atât de jignită de profesia ei, încât a pus pe cineva să o omoare. Într-un interviu oferit de cel mai mare star porno al Afganistanului, după cum spune și ea, singurul star porno din Afganistan, Yasmina a vorbit despre riscurile pe care și le-a luat practicând o astfel de meserie, după ce a renunțat la familia, țara și religia ei. M-a surprins mult faptul că femeile sunt mult mai bine plătite în această industrie decât bărbații, a început Ali să povestească pentru The Post. Ali are peste 9 milioane de vizualizări pe Pornhub, însă viața de care se bucură acum n-a fost întotdeauna așa pentru fosta musulmancă mutată în Europa de Est. În adolescență a plecat de acasă și s-a măritat cu fotograful David Cohen, a renunțat la religie și a început să-și exprime sexualitatea în filme destinate adulților. În 2020, Ali a ajuns pe prima pagină a ziarelor, deoarece tatăl ei și verișorul au fost arestați pentru simplul motiv că ar fi complotat să angajeze pe cineva care să o omoare după ce făcuse familia de râs. Tatăl și verișorul său au declarat că erau de asemenea dezgustați de faptul că Ali se căsătorise cu un evreu. Se pare că părintele a încercat să-și găsească fiica, iar un asasin plătit susținea că primise $70.000 pentru a omorâ pe tânără. Nu am nicio legătură cu familia mea și ei nu mi-au spus niciodată ce părere au despre cariera mea, susține Ali. Părinții mei au sădit întotdeauna teama în mine de Dumnezeu, de iad și pedepse crunte, a adăugat actrița. Recent, starul porno a oferit un interviu pentru Tommy McDonald, în care a precizat că talibanii sunt ipocriți, că urmăresc pornografia pe ascuns, societățile oprimate sexual sunt obsedate de pornografie, e știut acest lucru. Dacă te uiți de unde provin cele mai multe vizualizări, descoperi că sunt din Orientul Mijlociu și India, dezvăluie aceasta, relatează Click pentru Femei.ro.